îndrăgostiții. Povestea pe care vreau să vă spun e tristă. E despre o iubire neîmpărtășită. Totul a început cu un joc. Hei, Charlie! Da, Ed? Nu te plictisești niciodată de jocul ăsta? De fapt, pe mine nu jocul mă interesează, Ed. Nu, 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 așteaptă, nu sunt gata! Wow! Îi place asta, știi? Bine, voiam să spun că nu te-ai plictisit să o tot privești de la distanță. Începe să devină patetic. Bună dimineața, domnișoară Minge. Oh, bună, domnule Stevenson. Am prins-o. Ești în joc. Minunat joc! Bună, Ed! Bună, bună, Elsa! Ei, bine? Bine ce? Vrei sau nu vrei să ieși la plimbare în pădure? Las-o baltă, Elsa! Te asigur că atenția lui Charlie e în cu totul altă parte. Dar eu aș fi încântat să mă plimb cu tine. Ce spui? Păi, eu speram că poate... De ce nu? Da! Hai să mergem la plimbare în pădure! Credeam că nu vei mai spune asta niciodată! Nu! Nu! Stai! Pe curând! Pe curând! Eram acolo și domnul Nick m-a aruncat în aer și am auzit wow! Și apoi am zburat sus, sus, sus acolo și apoi... Oh, nu, a căzut! L-am văzut? Pe domnul Stevenson! Și am stat puțin de vorbă, ca de obicei, e atât de încântător. Bună, Martina! Bună! Ha? Chucky! Charlie! Oh, da, da! Eu mă întrebam... Da? Poate ți-ar plăcea... cu mine, adică la plimbare cu picnic? La plimbare cu picnic? Adică pentru râu cu pădure. Îmi pare rău, Chucky. Din păcate sunt foarte ocupată. Știai că părinții mei au fost niște conduri veritabili? Da, știam asta, de fapt. E grozav, nu-i așa? E minunat! Pe curând! Nu te-ai întrebat dacă abordarea ta nu necesită puțin, rafinament? Wow! Ia priviți la domnul ăsta! E cea mai bună culoare de până acum! E înviorătoare! E perfectă! Da! Da!
E minunat, nu? Martina chiar va fi încântată. Vom fi o pereche perfectă. Oh. Oh. Ai vrea să vii cu mine la o plimbare la râu? Ei bine, chestiunea e următoarea, Chucky. Mă numesc Charlie. Charlie, să știi că eu sunt logodită cu domnul Stevenson. Domnul Stevenson? Rândunelul de pe acoperiș, cel cu pălărie. Știi, domnul Stevenson? Oh, acel domn Stevenson. Ei, 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 ești logodită. Mă bucur pentru tine. Eu trebuie să plec. Așa. Yo-ho! Bună dimineața, domnule Stevenson! Bună dimineața, domnișoară! Îmi pare rău, recunosc că nu ți-am reținut numele. Martina? Oh! Așa mă cheamă. Sunt Martina! Înțeleg! Ce minge toantă! A zburat de 14 ori până acolo astăzi. E foarte complicat să pregătești o nuntă. Știu că nu ți-e ușor, dar acum că se căsătorește, nu crezi că ar fi timpul să nu te mai gândești la ea? Ha? E plin iazul de broaște. Eu nu o broască îmi doresc, Ed, ci o minge. Mingea aceea, Martina. Parcă a dispărut. Ai văzut-o? A dispărut. Martina! Asta e, se mărită cu el! Hai să căutăm o altă broască. Ce zici? Ți-am spus că nu este o... Știu, Charlie, dar se pare că nu-ți vei primi mingea, așa că de ce să nu căutăm altceva? Niciodată! Haide, Charlie, străduiește-te! Anii au trecut. Nick a crescut. S-a căsătorit. El și soția lui au avut un copil pe nume Eric. Au mai trecut câțiva ani și totul părea neschimbat. Dar destinul e imprevizibil. Ia un cetișor, da? Ei, nu e vina mea. Puștiul pur și simplu nu se pricepe. Unde a plecat? Charlie? E aici undeva. Ajutor! Sunt aici! În sfârșit cineva cu care pot vorbi. Nu te lăsa amăgit de înfățișarea mea. De fapt, te anunț că părinții mei au fost conduri veritabili. Stai puțin! Nu cumva ești Martina? Ba da! Ce cauți aici? Chucky? Da, Charlie! Credeam că te-ai măritat cu domnul Stevenson și sunteți fericiți până la adânci bătrâneți. Vai, mă tem că asta s-a întâmplat, din păcate, doar în capul meu. Ce s-a întâmplat, de fapt? Unde ai fost în timpul ăsta? Ei bine... Ai stat aici toți acești ani? Da, iar acum sunt bătrână și urâtă. Martina, vreau să te întreb ceva. De ce n-ai vrut să vii cu mine la plimbare, cu picnic? Vreau să spun, la râu.
cu tine? De ce aș merge cu tine la plimbare? Părinții mei au fost conduri veritabili, să știi. Oh, nu te vei schimba niciodată. Eu sunt bine așa cum sunt. Oh, l-am găsit! Charlie, e de afăr! Slavă Domnului, e de afăr! Hei, ia te uită! Cred că... Da, îmi amintesc mingea asta. Am pierdut-o când eram de vârsta ta, Eric. Dar, Charlie, care e diferența dintre faptul că tu ai crezut că s-a căsătorit cu altcineva și faptul că ea a fost aici tot timpul ăsta, dar te-a ignorat? E o mare diferență. Și anume? Dacă ar fi fost aici tot timpul ăsta și m-ar fi ignorat, mi-aș fi dat seama cât este de nesuferită și aș fi căutat dragostea în altă parte. Asta am încercat să-ți spun tot timpul. Păi, uneori înțeleg cam greu. Astfel, după atâția ani, Charlie s-a învățat până la urmă minte. Vechiul felinar. A fost odată un vechi felinar foarte cinstit. Își îndeplinise sarcina cu loialitate ani la rând. Dar, domnule consilier, trebuie să se poată face ceva. Regret, domnule paznic de noapte. Decizia a fost unanimă. Uite, veniți mâine la camera de consiliu. Cine știe, poate primarul vă va da voie să-l păstrați în loc să-l trimită la topit. Mulțumim, domnule consilier. Mulțumim. Să știți că nu promit nimic. Domnule paznic, doamnă. Dragă, apune soarele, aprinde felinarul. Ca să-și ducă la bun sfârșit sarcina. Ei bine, prietene, mă tem că e oficial. Vei fi dat jos și mâine te va examina primarul. N-am de gând să te mint. Nu arată prea bine. Vor înlocui vechile felinare cu petrol, cu felinare moderne cu gaz. Așa că în curând vom ieși amândoi la pensie. Dar voi face tot posibilul să nu te topească, promit. Oricum, ne vedem dimineață, da? Ei, dragul meu, cum a reacționat? Greu de spus. Vechile tipuri de felinare nu se exteriorizează ușor. Uf. Pensie? Să te topească? Atâția ani de serviciu devotat și așa mă răsplătește consiliul. Ăștia sunt oamenii. Iau, iar apoi te aruncă să facă pisicile ce vor cu tine. Așa am ajuns aici. Încearcă să fii o bucată de lemn putrezit cum sunt eu. Nu, mulțumesc. Ești la mila valurilor viața întreagă, iar apoi ajungi o jucărie în mâna copiilor obraznici. Ei, mă rog, după cum spuneam... Până rămâi blocat într-un astfel de loc, nu-ți poți imagina cât este de plictisitor să fii o bucată de lemn. Păi da, dacă e mai plictisitor decât să fii blocat lângă o bucată de lemn, atunci da, nu te invidiez deloc. Mulțumesc! Hei!
Deci, felinarule, te așteaptă cuptorul. Poate. Voi ști sigur abia mâine. Oh, e cumplit. Nu e așa că e cumplit? Deci, sunt sclipitor. Lucesc în întuneric. Te pot înlocui când pleci? Pot. Cap de scrumbie, nu ai inimă? Păi tu ce crezi? Bietul felinar va fi probabil topit mâine și tu te gândești doar cum să profiți și să iei locul? Când de fapt este evident că sunt un candidat mult mai bun. Uite, algele cu care sunt acoperit mă fac să strălucesc mult mai tare decât tine. O clipă, domnilor. Tu cine ești? Eu? Sunt un licurici. Privește! Văd. Și mă rog, de unde ai apărut, domnișoară licurici? Hei, sunt o insectă. Sunt ochi și urechi. Se aude că există un post de iluminat. Ce aș putea să vă spun? Am venit pe conductă. Ei bine, postul e ocupat, clar? Da, așa că te poți duce de unde vii. Ascultă, nu miros a pește, nu sunt plictisitoare și strălucesc mult mai puternic decât oricare dintre voi. Este limpede că eu voi obține postul. Da? Da. Cap de scrumbie, licuriciule, poate ar fi mai bine să decidă felinarul. Doar vorbim de postul lui la urma urmei. Da, să decidă felinarul. Câtă vreme mă alege pe mine. Îmi pare foarte rău, dar cred că niciunul dintre voi nu are suficientă lumină pentru a fi felinar. Ce știi tu? Ești atât de priceput încât mâine te vor arunca la fier vechi. În plus, el nu poate decide în privința postului. Bine, plec. Licurici, unde pleci? Ei bine, tocmai mi-am dat seama, ești un cap de pește, iar tu ești o bucată de lemn. Da. Ceea ce înseamnă că nu vă puteți cățăra în conducte și nici în felinare. Dacă pornesc acum, slujba va fi a mea mâine seară și nu mă puteți împiedica. Hei! Nu e corect deloc! După ea, oprește-o! Bună, felinarule! Domnișoară Briza! M-am gândit că ți-ar prinde bine puțină liniște. Da. Da, trebuie să recunosc, începeau să mă scoată din sărite. Am auzit că s-ar putea să ne părăsești mâine. Da. Din câte am auzit, s-ar putea chiar să mă topească. Nu-ți fie teamă, felinarule. E doar o schimbare. Până la urmă, tot ce e vechi se transformă în ceva nou. Mi-e teamă că în curând voi uita viața petrecută aici. Trăsurile și oamenii pentru care am luminat drumul ani în șir. Și bunul paznic și soția lui. Atunci îți dau un cadou de despărțire, felinarule. Așa. Nu vei mai uita nimic din ce ai văzut sau auzit, orice formă ai căpăta în viitor. Mulțumesc, domnișoară Briza. Acum nu mai mi-e teamă orice ar aduce ziua de mâine. Capul meu! Ce s-a întâmplat? N-am să mai pun piciorul în niciun burlan. Ce se întâmplă? Unde sunt? Mulțumesc! Tu erai! Ați văzut? Era o stea căzătoare, sunt sigur. Dacă până și stelele cad din cer ca să candideze pentru postul felinarului, atunci noi ce șansă avem? Am plecat. La revedere. Și eu. Ale, op. Firar, am uitat. Sunt un cap de pește. Firar, poate va veni o pisică și mă va duce într-un loc interesant. Ce se întâmplă cu mine? Nu înțeleg. Ei, ești cel mai norocos felinar pe care l-am întâlnit vreodată. Serios?
Până și stelelor li s-a făcut milă de tine și ți-au făcut încă un dar magic. Chiar așa? Da! Nu numai că îți vei aminti ceea ce vezi și auzi, în plus, lumina ta magică va lumina gândurile și amintirile celor pe care îi iubești. Oh, sigur, minunat! Singurele bucurii adevărate în viață sunt cele pe care le împărtășești cu ceilalți. Și încă ceva. Stelele cred că lumina de pe pământ e dată de lumânări de ceară. Ce demodate sunt stelele! Așa că, pentru ca vraja să aibă efect, vei aștepta ca cineva să aprindă în tine o lumânare de ceară. Oh, sper că nu va trebui să aștept prea multă vreme. Succes, felinarule! Succes! Măi să fie, am avut parte de o noapte foarte ciudată, dar cel puțin nu mai mi-e teamă de ziua de mâine. Așa că în dimineața următoare, paznicul l-a dus pe bietul felinar la primărie ca să îi se decidă soarta. Așa. Oh, oh. 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 Dragul meu, ce plăcut ar fi să vedem un elefant adevărat. Vechiului felinar îi părea rău de bătrânul paznic și de soția lui. Cu ajutorul darului magic al stelelor căzătoare, el putea înfățișa elefanții de parcă ar fi fost aievea. Suntem prea bătrâni. Călătoria ar fi prea mult pentru noi. Însă fără lumânări de ceară în interiorul lui, felinarul nu le putea arăta prietenilor lui de ce e în stare. Nu-i nimic, dragă. Cel puțin ne avem unul pe altul. Și pe dragul nostru felinar. Bătrânul paznic avea dreptate. El și soția lui n-au ajuns niciodată în Africa. Oh, vechitura asta! Totuși, metalul pare valoros. În cele din urmă, vechiul felinar a fost topit pentru a se face din el ceva nou. Așa cum îi promisese domnișoarei Briza, nu a uitat niciodată că odinioară fusese felinar. Așa. Sunt sigur că asta mă va ajuta puțin să scriu poezii și povești noi. Nu i-a uitat nici pe bătrânul paznic și nici pe soția lui, care îl iubiseră atât de mult. A fost odată ca niciodată. Și pentru că acum susținea o lumânare de ceară, darul stelelor căzătoare a început să dea roade. Toate gândurile, ideile și amintirile lui au umplut inima tânărului poet, până când... Ce aș putea spune? Poate mai am o șansă. Acum, în locul vechiului felinar cu lumânare, stă un felinar cu gaz. Dar asta nu-l deranjează. E fericit că îi poate ajuta pe oamenii ca mine să spună povești. Am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Au dublat în limba română actorii Petre Ghimbășan, Marius Damian, Richard Palind, Corina Cernea, Iona Brudan, Florin Stan, Linda Gheorghi, Florian Silaghi, Ileana Iurciuc, Ion Ruscuț, Daniel Vulcu, Rin Tripa. Traducerea și adaptarea, Dora Șereș. Regia, Ion Ruscuț și Mirela Corbeanu. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.